Bună seara, dragii mei! Ia să fac frumos cu bagheta. Bună seara, dragii mei! Sunt Arotela cu o nouă etalare pentru cei cu soare, lună, Venus, ascendent, nod, nod în gemenuți. Am simțit nevoia să sar, o să vedeți. Mai întâi am făcut sărbătoriții, berbecii și nume. Deci anul ăsta, că tot e anul iepurului, probabil că o să mai sar etalările. O să vreau să le fac pe toate, dar m-am săturat, credeți-mă, să fac în fiecare lună în același ritm. Am simțit nevoia, nu știu, de tot strigă gemeni, 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 cineva, probabil, cu marcaj puternic în gemeni, vrea să comunice, probabil, ceva. Gemenii au vrut să iasă în față. Haideți să vedem, înainte să fac etalarea, ce cărți au ieșit. În primul și în primul rând, și să le vedem cum e legat. Vedeți, Marea Preoteasă, cum stă acolo, imediat o citim. Marele împărat. Așa, 10, ăsta a apărut, 10 de cupe. Fericire, entuziasm, aș spune mai degrabă fericire, poate un ideal, poate euforie, all inclusiv. Ideea este că față în față, cu această fericire, ideal, vis, ce vreți voi să zici, cum vreți voi să ziceți, ce vreți voi să fie, happiness, happy, 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 e o melodie happy, apare un vale de cupe. Dorința cuiva de a mărturisi această fericire eventual sau de a-și cere scuze că s-a concentrat prea mult pe bani și mai puțin pe relații. Iaca! Și fericirea asta, astfel ăsta de cupe, l-are de mult timp în suflet neexprimat. Noi nu vrem să zic așa, dar așa a ieșit. Probabil că analizez pe cineva. Asta de cupe, e de mult timp. Starea asta de wow! Dar a rămas doar as. A rămas într-un stadiu care urmează să se împlinească eventual, să ajungă la 10 de cupe, dacă se mărturisește, dacă se fac prin pași, dacă se construiește împreună, că sunt doi oameni, da? Și dacă sunt probleme financiare împreună, interesant, 5 cu 3 cât înseamnă, ajutați-mă la matematică, 8, da? 5 cu 3, 8, 8 de monede muncește. 3 de monede înseamnă construcție, reconstrucție, colaborare. Dacă doi oameni colaborează pentru această fericire poate să aducă și stabilitate financiară, nu doar happy, happy, happy. Că na, e nevoie și de... La capătul setului de cărți, împăratul. Apropo de stabilitate, succes, stabilitate și lucruri reale, nu doar împlinire emoțională, două cupe într-una, da? Puteți să fiți fericiți, dar și stabili. Și iaca, gemeni. Gemeni, balanță, vărsător, dar sunt și semne de apă și de foc și de pământ, toate semnele în fine. A zis, vedeți? Cavalerul, cine o fi voi sau cealaltă persoană, mesagerul, cel care vrea să mărturisească un adevăr, să aducă lumină. Interesant, aceste cărți, lumina este și în spada unuia și a celuilalt. Poate unul e mai matur, unul mai imatur. Dar cel imatur totuși poartă în suflet o mare dragoste. Regina de cupe, respect! Și am zis eu, îmi place în setul ăsta de cărți că regina de cupe vine cu tunete și trăsnete. Vine cu trezire, nu doar trezire spirituală, emoțională, trezire, lumină. Nu doar emoții, nu doar lacrimi, nu doar... visuri și potențialul de a manifesta în plan terestru toate acele emoții, gânduri, visuri, idealuri. Zice de cupe un ideal pentru mine, dar dacă nu lucrează degeaba ideal. Și vă spun, din perspectiva unei reprezentante, a unei zodii care se spune că este... cu capul nori, dar credeți-mă, am realizat mai multe decât zodiile de pământ sau de foc sau de chiar aer. Așadar, idealurile sunt minunate, sunt super, super. Fără idealuri, nu, din punctul meu de vedere, nu putem trăi, dar dacă nu le exprimăm, cum să le manifestăm? În continuare,
Vedeți, apropo de exprimare și cavalerul înseamnă și mișcare. Poate cuiva îi place viteza, cu cavalerul de spade este posibil. Cuiva să-i placă viteza. În fine, trecând peste asta, acțiunile, apropo de acțiuni, vorbesc apropo de mesaje, puternic. Adică trebuie să mai și strigați. Hei! 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 Stop! Stop! Stai, că am ceva să zic. Mura, fii cu minte. La capătul setului de cărți, relații karmice, rezolvați-le, vă rog frumos, sunt necesare, trebuie să le rezolvăm toți, nu doar voi și noi, toate zodiile, trebuie să rezolvăm aceste relații karmice. Să știți că sunteți mai puternici decât credeți, priviți-vă la puterea interioară. De ce mi-aduce aminte acum puterea? O chestiune de matematică, extracții, rădăcini și puteri. Tata, fiind geamăn, Dumnezeu să-l ierte, era foarte bun la matematică, foarte bun la matematică, dar era și un mare poet. Mare poet necunoscut, dar mare, talentat. Da, așa pentru gemeni eu am așa o chestie. Poate să zic că lumea ce zice despre gemeni, nu știu, tata a fost fain, până la urmă a fost fain. Și sper să întâlnesc cât mai mulți gemeni aceștia, fain cu potențial, cu potențial. Așadar, priviți la puterea voastră interioară ce puteți să manifestați. Și nu doar ce puteți să manifestați, asta este o nouă lume, dar mai e o altă versiune. Dacă să vă simțiți încorsetați, închiși într-o situație, ieșiți out of box, că puteți. Poate dacă vă gândiți sănătos și vă păstrați idealurile, reușiți să manifestați și relații echilibrate sau poate flacără gemene, deși eu nu mai... cu flacără gemene nu mai... Nu e idealul, credeți-mă. În plus, ce-a mai apărut? Marea preoteasă. Marea preoteasă... Unii poate faceți astrologia, ascultați tarot, dar unii poate aveți ce ascundeți. Ce ascundeți? Ia să vedem. Nu doar dragoste și pasiune, mare atracție, o ascundeți, astfel de băte, ascundeți o mare, mare atracție, chimie, magnetism față de cineva, sau poate cineva ascunde acest. Dar astfel de băte înseamnă și inspirație. Uh-huh. Însă, trecem peste chestia cu inspirația, vedeți cum se aplică. Cine ascunde această atracție, probabil o ascunde de frică, 4 de cupe, frica că va fi respinsă. Și totuși, ia uite, regina de cupe reapare, iar chimia reapare, chimia sexuală, nu aia de la școală, da? Dar degeaba dacă nu sunt exprimate, regina de spade revine, degeaba. Trebuie să vă ordonați gândurile ca să exprimați, iau-te judecata, să exprimați corect și aș spune chiar inspirant. Nu suficient să fie corect, uneori trebuie să fie și inspirantă. Poate nu degeaba mi-am adus aminte de tata, care era și logic, dar și emoțional. Și chiar poezia lui era profundă. La capătul setului de cărți, iau-te, zero, nebunul, care își creează stabilitate împreună cu sufletul pereche, 3 de cupe. E un început. Cei doi pot fi o singură trup, suflet, cum era? Trup, minte! Că vorbim de gemeni și suflet. A? Trup, minte și suflet. Am vorbit cam mult, că așa e la gemeni. Uneori, nu tot timpul, nu știu. Hai să vedem. Situația generală de gemenuți și gemenuțe. Situațiune. Vedeți că v-am pus flori și vouă, v-am pus jar. Ioi, dar e bine că a venit invers. Ha. 10 de spade. Dar pică toate acum. Pică. Evenimente, turne, evenimente neașteptate. Însă a venit 10, care într-adevăr reprezintă... accidente, nu cred. Din ce am văzut mai devreme, nu cred. Situații neplăcute, dureroase, totuși e o coasă și știți voi cine vine cu coasa. Însă, stați calm că această carte a venit invers. Aș spune că este o încheiere a unui ciclu în care ați suferit. Și știu că am mai văzut și turnul în ultimile luni și știu gemeni care, într-adevăr, au avut probleme de sănătate. Eu aș spune că acum încep să se simtă mai bine.
unii care și-au schimbat domiciliul, și-au schimbat casa, ba chiar au schimbat și țara și continentul și nu ușor. Credeți-mă că nu ușor. Așadar, situația este 0 și 1, apropo de nebun. O luați de la 0, manifestați ceva nou. Dar învățați din lecțiile anterioare. 25 ar fi un inel. Poate să fie 25-24, să fie cu logodnă, cu fericire, nu știu. Dar e de bine. Urmează să se manifeste, vedeți? Asta se manifestă acum. Sunteți într-o încheiere de ciclu, început de alt ciclu. Acestea urmează. Vindecare, abundență, femeia divină, dragoste adevărată. Și dacă sunteți bărbați, de ce nu? Puteți să vă întâlniți femeia, eu știu, ideală, dragostea cea mare. Și inelul în acest context mi se pare fain, pozitiv. Ar putea să fie o logotnă sau un angajament. Nu mă să ai logotnă. Hai să nu merg până acolo, că nu vreau să creez speranțe de șarte. Dar poate să fie un angajament. Că uite, să fim împreună, să creăm ceva. Ce abundență. 3. Împărătea asta, nu? Să mergem mai departe, să depășim, interesant, depășim problemele, stresul, grijile. Eu las așa cărțile, că dacă o fi ceva să mai mă la ele, să nu le uit. Ce frumoase sunt! Chiar frumoase, măi! Aici am uitat eu la bebe să iau. Așa, uite ce frumos! Oul! Oul de aur, potențialul, este chakra inimii. Deschideți inima. Începe să fiți creativ, să aveți un potențial. Ia uite, deosebit. E și cu conotații sexuale, cu acest chakra 2 și chakra 2, chakra 4, creativitate și dragoste. Da, semn de aer. Aici e înțelepciunea la care ați ajuns unii. Depășiți emoțiile negative și situațiile negative prin care ați trecut, poate chiar dușmanii, poate chiar invidioșii, și creați. E chakra 2 creației, vedeți? Chakra 2 și aici este oul, rezultatul. Deci este un ochi anticipați. Hai să vedem totuși. Energia văscă multe. Nu. Una, vă rog frumos. Ia dacă ești bine. O carte. Wow, ce superb, superb. Tigru, știți că e unul din animalele mele preferate. Nu știu dacă al vostru. Poate unii dintre voi sunteți în anul tigrului ca mine. Și dacă n-ați fi, aveți ceva, deveniți, trebuie să fiți determinați când vă propuneți un lucru să faceți. Dar vedeți voi ce mi-am notat un 10. Încheiați un 10 de spade cu această coasă, o asociez cu 10 de spade. Cu boli, cu situații foarte neplăcute. Mai stai și tu acolo frumos și altă îndrugeme, nu-ți hai. Să le pun. Vedeți? Și ca să manifestați acel nou, trebuie să fiți super determinați. E un soi de 10 de bute de altă variantă. Iar anticipați, aveți ochiul deschis. Dar ca să se deschidă ochiul, al treilea ochi, trebuie să vă lucrați primele chakre. 4 am văzut împăratul, prima chakra stabilității. 2, creativitate, sexualitate versus senzualitate sau sexualitate sacră versus sexualitate greșit înțeleasă. Am văzut și inima, chakra inimii. Ce am mai văzut? În fine, plexul solar n-a apărut, dar probabil că e în lucru, da? Energia voastră. Da, eu zic ea voastră. Pentru mine acest tigru, știți, este mai solitar. Tigru e solitar față de leu. E mai... Lucrați în umbră cu... Că tot a apărut și Marea Preoteasă. Lucrați un pic în umbră și pregătiți-vă, pentru că acolo în umbră și unde creșteți voi este doar o fază, apropo de 0 și 1. Urmează manifestarea. În fine. Ia uite, semn de aer. Ar fi tot așa o energie 8 de spade. Situațiile neplăcute prin care ați trecut.
E un potențial care stă să se manifeste, apropo de întuneric, stă să se manifeste, dar pe care trebuie să-l depășiți. În acest context, cioara nu e prea pozitivă. Dar dacă au fost gânduri negative și situații negative, depășiți-le. Ia uite, alfa, dacă sunteți bărbați, măi, deveniți și voi alfa. Conducătorii vieții voastre și a unui grup măcar. Măcar a unui grup, dacă nu a unui colectiv mai mare. Acesta ar seamănă un pic cu regele de monede. Ba chiar cu împăratul pe care l-am văzut mai devreme. Asta e depășiți. Nouă de spade, depășiți cu creativitate și încrederea. E, asta era pentru plexul solar. Uite, acum chiar văd ochiul de tigru. A, uite, chiar tigru. Tigru, dar aici sunt culorile de la tigru. Știți? Irizările. Nu am acum piatra, nu știu pe unde am pus-o, că sunt și eu mai dezordonată uneori. Nu tot timpul, dar uneori. Ia că așa. Angajez secretar, secretară. Să vedem. Soare, luna, Venus, ascendent, nord, nord, în gemeni. Aprilie 2023 aproximativ. Fiți atenți, eu dacă fac etalarea pentru gemeni, țin cu gemenii, evident. Dacă aveți de-a face cu gemeni negativ, nu-i problema mea, nu mă conectez la aceea negativ. Dacă apar energii negative, sunt alte părți, nu cele despre care vorbesc. Sau situații pe care le depășiți, sau, da, poate evoluați efectiv, iată, renașteți judecata, renașteți. Iată, din dezamăgire, ce vorbeam mai devreme, da? Din dezamăgire. Poate un asem de aer, poate felul în care s-a discutat cu voi, sau, eu știu, dar eu zice că, da, nu de spade, exact ce am zis mai devreme. Nu. Așadar, suntem la gemeni, vorbim frumos despre gemeni. Bine, o dată, de două ori, de trei ori. Dacă nu rezonați cu etalarea mea, ia uite, asul de spade, pardon, căutați în altă parte. Asul de spade este adevărul. Ia uite, adevărul, renaștere, transformare, vindecare, ce trezire spirituală au parte unii. Gemeni, balanță, vărsător, soare, ar fi leu, dar nu obligatoriu soare în toate zodiile, dar așa vă place vouă să zic, temperanța vă place să zic că e săgetătorul, dar nu e obligatoriu, în fine, da? Ia uite, oricum, da, refuzați, ce frumos ar fi, refuzați diavolul, refuzați situațiile confuze, refuzați situațiile toxice, ba chiar stările voastre toxice și asta o faceți crescând spiritual. Ce-am zis, temperanța este cea care vindecă diavolul. Adică simțiți așa un impuls, o nebunie sau vedeți că cineva e așa, dați-vă timp. Dar nu-i plăcut, știu, nici mie nu-mi place să... Asta e. Nu-mi place, dar mă temperează viața. Așadar, hai. Gemeni, balanță, vărsător, văzusem. Comunicare, în primul rând. Un adevăr trebuie spus. Ați scos din teacă și spus. Nu vă gândiți la chestii... Nu, vorbim de adevăr, care eliberează, vedeți, eliberează din karmă, relațiile karmice pe care le-am văzut mai devreme. Mai. 6 de monede, 4 de bâte, valetul de bâte. Of, 5 de cupe, sper că nu sunteți voi cei care plâng, probabil că sunt alții. Poate știți pe cineva care regretă, e în doliu, că 5 de cupe reprezintă doliu. Poate să reprezinte, dacă nu-i doliu, să fie dor imens al cuiva sau regrete. Da, și regrete eterne, dar să fie și un doliu. Nu, vreau să zic regrete normale. Regrete că nu v-ați manifestat sufletul pereche și ați pierdut sau voi sau cealaltă persoană timpul cu prietenași de proastă calitate. Da, hai, revină. Hep, trezește-te, Ela. La capătul setului de cărți, steaua. Cavalerul de spade. Ieși de bâte. Cavalerul de spade. Mai devreme avea o regină de cupe, acum are asul de bâte pe care l-ascundea. Interesant. Nu-l mai ascunde. Probabil că luna aceasta, dacă sunteți voi aici, nu mai ascundeți nici pasiunea. Aveți încredere. Aveți încredere.
aș spune că unii dintre voi chiar încercați să vă cuceriți destinul sau persoana predestinată, steaua, sau visurile. Apropo de 10 de cupe și steaua, visurile. Cavalerul de bute e fain, e super fain, pe bune, nu înseamnă doar playboy. Cavalerul de bute nu se gândește doar la sex, există și variante mai nobile în care cucerește. Ia uite, amândoi sunt foarte... În sensul practic, nu să ai cuceritori. Chiar se luptă. Uitați-vă la filmele istorice, ce frumoși sunt cavalerii. Da? Te cutremură cât curaj au. Știți ce simt acum? Eroul vieții voastre. Fiți eroul vieții voastre. Asta e, ca să vă manifestați misiunea. Bărbați, femei, nu contează. Aveți curaj. Chiar dacă sunteți obosiți, ați fost trecut prin situații neplăcute, aveți curaj. Rostiți curaj. Aveți curajul să vă vindecați, să călătoriți. Cavalerul de băte și de spade călătorește până departe către misiunea sa. Și nu e vorba doar de călătorie fizică, și conceptual. Știți că vrei să faci, cum să explic? E un ideal, să zic, da? Steaua, e mai greu de atins. Vorbesc despre mine. Când am stabilit că vreau să dau la facultate, măi, n-a fost ușor, pentru că veneam dintr-un domeniu, da? A trebuit să fac niște pași, să trec peste niște blocaje, să-mi dau timp. Și încet, 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 încet s-a manifestat acest vis, încet, uneori mai repede, altor mai încet, dar a trebuit determinare, apropo de 10 de bute, determinare. Eu așa simt să citesc. În prezent, poate unii dintre voi încercați să vă echilibrați financiar, să vă stabilizați, dar hai să și clarific. Aș vrea totuși, după 5 de cupe, ce ar fi? Ah, ce frumos! Poate un contract, justiția, dar... Trecând peste un contract care va dezamăgi, justiția înseamnă contract. Că o fi balanță, nu e obligatoriu să fie balanță, dar este contract în mod special. Contract spiritual, financiar, profesional, de care vreți voi, poate să fie și o căsnicie. Aici este, în acest contract, în această karmă, ați avut de suferit. Relațiile karmice despre care am zis mai devreme, vindecați. Și interesant, și apare și aici o balanță. Aș spune că sunt niște chestii profesionale pentru unii. Dacă vor fi relații dezechilibrate, acasă, posibil și asta, dar totuși justiția aduce echilibru. Vedeți? Aduce echilibru. Da, măi, și nouă de cupe, ce înseamnă să tragi cu ochiul, vezi? Echilibrează. De la tristețe mergeți către bucurie. Și dacă nu sunteți voi, poate prezența voastră echilibrează pe cineva? În cazul în care și voi ați trecut prin situații asemănătoare, reușiți să oferiți din experiența voastră. 6 de monede, pe lângă niște chestiuni legale, profesionale, financiare, înseamnă și dorința, varianta pozitivă, dorința cuiva de a echilibra o situație, de a oferi reciprocitate, de a fi just, da? Ca să se creeze stabilitate. 4 de bute, da, este stabilitate. Nu e obligatoriu să fie casă, poate să fie și o întâlnire cu cineva. Și întâlnirea respectivă, pentru mine, poate să fie o întâlnire la restaurant undeva, o dating. Întâlnirea respectivă sau colaborarea respectivă să fie de bun augur, aș spune. Și să inițiați sau să puneți bazele unui proiect, a unei idei, a unei chestiuni, că tot am văzut astfel de bute. Cum fi și cu chestii sexuale, nu mă arunc până acolo, voi știți ce vreți să manifestați, dar există și potențialul ăsta, nu ce nimeni, dar hai să clarificăm totuși. Mai, clarifică el, cât am vorbit mai. Wow, iar vorbesc mult la voi. Aici e obsesie, un blocaj mental, un program negativ și aici este soarele. Aș spune că unii dintre voi descoperiți, am vorbit de o trezire, parcă la voi, nu? De o trezire. Vă treziți și descoperiți unde v-ați blocat, unde n-ați știut să alegeți unii dintre voi.
poate n-aș știu să alegeți între două personaje. Am văzut justiția și două regine. În fine, hai să clarificăm. Gemenul, soare, lună, Venus, ascendentul, nord în gemeni. Clarificăm 6 de monede pentru gemenuți și gemenuțe. Deci, fizic, trebuie să zic gemenuțe și gemenuți. 6, 6. 6 de cupe și... Aici este. Pentru unii dintre voi, trebuie să vă echilibrați după ce ați avut de a face cu un personaj ori din copilărie, ori cu care aveți un trecut fost sau fostă. Așa. Personaj care poate a fost aventuros, nu știu care dintre voi a fost aventuros, apare aventurosul, cavalerul de vârtă de în alt context și mincinosul fugăciosul. În acest context nu e prea grozav ce se... Da? Aș spune că e de domeniul trecutului. E un fost, o fostă care v-a provocat sau... Nu știu care, pe care s-a provocat. Interpretați cum vreți, nu mai interpretez eu, da? Mincinosul, fugăciosul, cleptomanul, aventurosul, playboy-ul sau aventuroasă, că ar fi și femei aventuroase. 6 de cupe din copilărie sau din trecutul vostru. Dacă acești oameni încearcă să se împace, o să vedem la următorul rând de cărți ce ar fi. Sincer, eu nu m-aș împăca cu cineva din trecut care n-a fost onorabil. Sau nu, onorabilă, da? Ar mai fi o variantă frumoasă dacă cineva, așa te desparte, mai ascunde. Dacă cineva ascunde o pasiune pentru altcineva, ar fi dorința voastră sau a lor de a vă împăca și de a vă echilibra. Varianta frumoasă, pentru că e pasiune. Dar uneori nu e suficient să fie pasiune. Trebuie să fiți și cu capul pe umeri și picioarele pe pământ. Clarificăm 4 de bâte. 4 de bâte vrea să iasă asul de bâte. Putere. Da, vedeți? Sunteți... Vai, ce frumos! Hai că interpretez altfel. Vedeți cum iese? Dezamăgirea? Iese. Lăsați dezamăgirea, vindecați-vă cu steaua, vindecați-vă de dezamăgire. De oamenii care vin, pleacă și vă predispun la dezechilibre. Însă geminii sunt, între două geminii, cartea voastră, dar nu obligatorie, este o dragoste. Dragoste mare, măi. Cu asul de cupe și stea o dragoste predestinată. O dragoste cu capacitatea de a vă vindeca nu e o chestie karmică, nu e doar o pasiune. Chiar dragostea asta vindecă. Ambele și steaua și asul de cupe reprezintă vindecarea. Steaua reprezintă și o misiune publică sau un personaj public. Poate unii dintre voi sunt lucrați în public sau aveți de-a face cu un personaj public. Lumea la fel reprezintă public, dar nu obligatoriu. Aș spune că e un nou capitol în care vedeți aceste lucruri sau le simțiți dintr-o altă perspectivă, după o perioadă de amânări. După ce ați avut de-a face, interesant că vine aici la 1, da? După ce ați avut de-a face cu relații karmice în care v-ați mințit sau v-au mințit, da? Au fost trădări cu cavalerul de bâte și 10 de spade, au fost trădări, poate chiar probleme financiare. Vedeți lucrurile dintr-o altă perspectivă. Vă dați seama că sau simțiți că aveți nevoie de oameni puternici. Și, interesant, poate aveți vise cu spânzuratul, casa 12-a necunoscutului. Poate aveți vise despre acest nou capitol, despre această dragoste care vă vindecă, care vă dă putere, despre un personaj care vă dă putere, care vă susține, care vă transformă ego-ul sau poate sunteți voi. Schimbați pozițiile că nu știu exact, e talare colectivă totuși, da? Totuși, aici este un potențial de a manifesta flacăra geamănă sau o relație, iar nu bateți tot până acolo, că nu toată lumea are flacără geamănă în viață și nici pregătită să lucreze.
la un moment dat în aprilie sau în perioada asta, în primăvara asta, pasiunea asta se transformă într-o relație, colaborare, prietenie stabilă. Poate o idee care se transformă într-un proiect care va duce stabilitate și ceva de genul faceți cu drag ceea ce faceți, nu de dragul banilor, nu stați în relațiile acelea care v-au adus suferință, în contracte care v-au adus suferință, ci manifestați contracte fericite. Faceți bani de drag. Nu că de dragul banilor. Din hobby, din pasiunile voastre. Înțelegeți voi, da? Valete de bute. Dar e și o chestie cu conotații sexuale, e și magnetism, dar nu vreau să merg până acolo, am dat mai multe variante. Că nu pentru toată lumea e chestia asta cu sexy time. Însă, pentru unii chiar este. Valetul de bute, blocați imaturitatea sexuală. Valetul și cavalerul, probabil că aici blocați oamenii care v-au mințit eventual. Sau cu care nu puteți crea. Schimbați energia. Da? Ce blocați? Exact, blocați stresul, oamenii care v-au stresat și descoperiți, ia uite, adevărul. Descoperiți, se schimbă energiile. Eventual alegeți. Apropo de doi de spade, alegeți între oamenii care v-au blocat destinul. Vedeți? Blocaj de destin. V-au blocat norocul blocat. Da? V-au stresat, v-au ținut în conflicte mentale. Exact ce zisei la început, la primele cărți. Da? Și alegeți cu doi de spade. Alegeți să manifestați adevărul. Că ce? Sufletele pereche sunt cei care vă susțin și la greu și la bine. Ia uite. Și dacă cineva v-a susținut când v-a fost greu, acum simt că și voi, pentru că 10 de spade, nu știu dacă e al vostru sau al lor. Cineva plânge, cineva regretă, de fapt nu știu, cred că e o suferință fizică sau sufletească foarte mare. Ori o trădare, ori o boală, ori pierderea cuiva, 10 de spade. Dar vedeți, a venit invers. Și cum, și deja simt starea asta. Exact, vorbiți despre temperanță, despre vindecare, cum să munciți în acest context ca să vă vindecați, să-i vindecați pe alții și nu contează ce poziție aveți, da? Să puneți capăt relațiilor dezechilibrate și să aduceți reciprocitate, vindecare în lume, în relație, în acest nou capitol. Sper că m-ați înțeles, că voi de obicei înțelegeți mai mult decât alții. Adică îmi permit să fiu mai vorbăreață cu voi. Și să trec de la una la alta, nu? Ca și o planetă în gemeni, dacă nu știați. Păi, pardon. Dacă aveți planete care nu știu, eu cu gemenii m-am înțeles. Măcar la capitolul vorbă, comunicare. Da. 5 de cupe, clarificăm 5 de cupe pentru gemeni. Nu, ce mult am vorbit gemenuși și gemenuțe. Și încă exact 3 de monede. Dacă ați fost puși într-un triunghi amoros sau probleme la locul de muncă, cum zisei mai devreme, depășiți, se echilibrează situația. Nu știu, veți vedea cum. Eu vă zic că se va echilibra. Când, cum, partea a doua. Puteți să construiți, să munciți la reconstrucția voastră sufletească sau a cuiva, unui suflet pereche care e în suferință. E o reconstrucție aici. Treiul, în acest context, pare benefic. Da, mă, e un nou capitol. Ia uite, dragoste. Oh, dragoste, adevăr. Măi, ce frumos, suflete pereche, pupici și vindecați. Cineva a fost trădat, ori un semn de... hai să nu zic semne. De oameni foarte materialiști. Clarificăm și justiția. 9 de cupe lasă așa în suspans, că e de bine. Și lăsăm și binele în suspans, da? Ca să se manifeste. Cum vreți voi, dacă vreți să se manifeste. Ia uite, regele de bâte. Cum echilibrați? Hai vă zic eu. Regele de bâte e super creativ, că am vorbit de creativitate.
entuziast, chiar protector, cu încredere, curaj. Am vorbit de curaj chiar de pe aici, dați în urmă. Da. Creativitate în orice, că e vorba de profesie, că e vorba de relație, creativitate, încredere, determinare. Exact ce ziceai mai devreme și cu tigru. Blocați stresul, blocați oamenii care vă stresează. Aici sunt 5 de spade pentru mine, sunt oameni care bârfesc, care vorbesc negativ, sunt negativi și poate să fie și gândurile cuiva negative. Nu, blocați. Și comunicați cu cei care vă aduc eleganță, vreau să zic, așa, îmi stătea pe buze, dar vă aduc temperanță, care vă aduc vindecare, cu care puteți munci în pace, în, nu știu, spor. Ia uite, apare roata norocului. Ce frumos, ce am văzut mai devreme, da? 9 de cupe lasă așa. Este un vis care pe cale să se împlinească, un vis frumos, o speranță. Așa, 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 vedeți cărțile? Hai să vedem în continuare. O nouă relație, un nou proiect, poate și un nou job, poate un dar de bani. E de bine, mai oameni, e de bine. Nu știu în cât timp, iau. Cu soare în suflet. Depășiți obstacolele și oamenii care v-au stat în cale. Aveți victoria asupra lor. Cavalerul de pute e fain, repet, în anumit, într-un anumit context, chiar e fain. Am uitat să vă zic, știți ce melodie mea îmi venea mie? Da, măi! În timp ce au apărut cărțile din preetalare, am avut în gând o melodie. I want it all. Queen, cred că e. Queen, I want it all. Cu fi dorința voastră de a avea totul cu cineva, cum am zis, trup, minte, suflet. Și succes. Poate și asta. Sau poate cineva vrea să aibă totul cu voi. Da. Dacă e sufletul pereche, înseamnă că și voi aveți. Simt așa o chestie la nivelul chakrei inimii. Ia uite, măi, 5 de cupe. Măi, vă vindecați. Dacă ați pierdut pe cineva, vă vindecați. Dacă poate voi vindecați pe cineva, nu știu. Unii dintre voi vă dați seama că, domnule, ce înseamnă să țin la bani, la stabilitate? Moartea vine oricând, poate să vină, da? Din ce observați în jurul vostru, știți, nu trebuie să treci prin suferințe ca să înțelegi, fiți isteți că sunteți gemeni. De orice ați fi, soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord. Ce vreau să spun? Vedeți în jurul vostru oameni care țin la bani, la stabilitate, la job, la case, la eu știu ce mai fi, și nu-și dau seama că oricând pot să piardă, iar cu asta, vedeți? Iar cu asta. Oricând pot să piardă aceste lucruri care creează falsă stabilitate, în loc să se concentreze pe temperanță, pe vindecare, pe creștere spirituală, pe vindecare de dezamăgiri, pe eliberare de doliu, de regrete și de, da? Și începe să vedeți, să vă gândiți la sufletul vostru pereche, lăsați cupele goale, da? Aici e transformarea despre care am vorbit. Ce frumos, mă, dar nu prea mă merită să vorbesc și mult, asta e. Hai. 6 de monede, asta vrei? Ia, uite 10 de cupe! Măi, pasiunea asta, atracția asta pentru cineva vă ajută să... Anul acesta, că e numărul 7, să vă descoperiți, am zis, mergeți către steaua voastră, către persoana predestinată, către misiunea voastră, către vindecare e. E și vindecare, dar... Mai dăm o carte pe 10 de cupe. Cine vrea să mai o carte pentru 10 de cupe? Gemenuță și gemenuță.
vindecați, vedeți? Vă vindecați de oamenii care v-au dezamăgit, v-au mințit. Aventuroși, aventuroase, libertini. Una e să fii liber și alta e să fii libertin, da? Vă vindecați. Și cum? Sperând. 10 de cupe, speranță. Da, pare un ideal, dar nu nimic. Lasă acum idealul ăsta să mă vindece. Vedeți o stea interesantă, o stea mă special strălucește. Ia mai studiați-vă și voi harta astrologică, mai studiați-o dacă. Aldebaran? Nu știu. Ar putea fi. Cum vă vindecați sperând? Păstrându-vă idealurile înalte. Crezând în fericire și vă eliberați, iar 10. De responsabilități, de prea multe pasiuni care vă distrag atenția și manifestați asul ăla de bătia, uitați-l aici. O nouă relație, 2 și 4, în care sunteți 2, care lucrați de comun acord. Lăsați în urmă pe ceilalți să se uite, să regrete, de alte vise, 7 cupe. 8 cupe, care v-au manipulat, oameni dezechilibrați emoțional, oameni care stau în trecut, îi lăsați în urmă. Vorbim mult, sper că merită. 4 de băte. Asta e. Vedeți, măi, ce... Vă vindecați, exact am zis, stea, vă vindecați de oamenii. Oamenii care țin prea mult, sau poate chiar de o atitudine a voastră prea strictă, prea rigidă, experimentată în relațiile karmice, acasă, eventual, cu 4 și 4, acasă, unii dintre voi ați văzut situații de genul ăsta. Poate interesant, unii poate ați văzut moartea cu ochii și din cauza asta ați devenit foarte închiși în voi, dar vă vindecați, da? Și manifestați astfel de bâte ceva nou, altfel de casă, altfel de relații frumoase, vibrante și stabile. 4 și 4. Două case total diferite. Știți că una este ce vedem noi acasă zi de zi în familia în care am fost născut, poate chiar în căsnicie cu justiția, și alta e ce putem să manifestăm într-un alt context, într-o altă casă, într-o altă relație. Înțelegeți voi, da? Ia uite, exact, 3 de cupe, 4, ia uite, 9 de cupe, ăsta e visul vostru, că s-a terminat cu 9 de cupe. Veți manifesta această casă, această relație. Ce frumos, 2 de spade, valetul de bâte, clarificăm și 2 de spade, valetul de bâte. Hai mă, că a meritat așteptare, zic eu, ca să-mi vezi frumoasă. Ioi, ce a sărit! Nu mai veți imaturi sexual, nu mai veți relații. Nu știu cât au fost de interesante. Atunci au părut interesante. Acum aveți nevoie de stabilitate. Vă dați seama că e mai interesant să aveți stabilitate, să creați ceva care strălucește, decât să vă bucurați de o simplă atracție și... Atate. Mergeți către... Ori oameni care oferă din prea plinul inimilor, eu asta simt acum să citesc la regele de cupe, cineva oferă din prea plinul cupei sale, apele înseamnă națiuni, mulțimi, mai ales în Biblie, dacă știți, dacă citiți din Biblie. Eventual mergeți voi către opoziție, repet, parte din misiunea voastră a unora dintre voi este să vindece. Am zis corect, vedeți voi, partea din misiunea voastră este să vindecați oameni sau să fiți exemple de compasiune, de înțelegere, de ceva. Cine știe în cât timp? Nu știu, veți vedea. 5 de cupe, clarifică 5 de cupe. Sunt multe noi. Ce e pe aici? Nu, uite, sunt doar două. Magicianul și 8 de spade, exact ce am văzut mai devreme, dați în urmă, 8 de spade, vreți să manifestați eliberarea voastră sau să eliberați voi pe cineva dintr-o situație foarte tristă? Poate ei nu văd și voi vreți să eliberați. Magicianul, puteți să fiți voi. Eventual dorința aceea de comunicare.
Pare faină etalarea mea asta. Ia uite, cavalerul de spade reapare. Foarte determinat să apere, să protejeze, ia uite, să lucreze împreună cu, nu știu, prieteni potriviți și justiția. Ioi! Valetul de bâte invers. Aici este, exact, valetul de bâte. Probabil cineva cu marcaj în foc, în balanță, nu obligatoriu. Oameni care... Nu vreți să mai aveți de-a face cu oameni care v-au dezechilibrat și v-au menținut așa, într-o zonă de confuzie. Concentrați pe bani și pe sex, vedeți, bani și sex. Nu, vreți să vă eliberați. Poate sunt contracte. Poate sunt contracte. Poate ați avut la locul de muncă oameni care v-au văzut fain și colegi, eu știu, șef, șef, fuțe. Scuzați-mă. Da, oricum, vă eliberați. Poate să fie, pentru unii dintre voi, justiția a fost clarificată de regele de bâte, da? Ia uitați-vă. Și apoi de valetul de bâte invers. Poate să fie și maturitatea voastră sau a unei energii masculine, mă, special. Sunt bărbați care nu mai vor să fie nici valeți, nici cavaleri, vor să fie în autoritate. Să fie bărbați. Sunt unii bărbați care sunt doar fizic bărbați, altfel la minte. Asta văd. Cineva care nu mai vrea să fie copil, vrea să fie bărbat. Vrea să se echilibreze, vrea să se așeze la casa sa, să aibă contracte benefice, să-și atragă contracte benefice. Căsătorie fericită. Văd și chestia asta. Hai să vedem. Mesaj de la unde am vorbit foarte mult, dar sper că... E de bine, nu știu. Sper că e de bine. Mesaj de la îngeraș pentru gemenuțe și gemenuți. Îngeraș, vă rugăm, ia uite, fi de ajutor, interesant, am zis că poate voi trebuie să ajutați pe cineva. Exact, două cărți, fă ceva pentru cineva. Dă-ți atenția cuiva care probabil care are nevoie. 4 și 4 înseamnă împăratul pe care l-am văzut mai devreme. Fiți protector, fiți de ajutor. Primul gest, manifestare, aduce schimbare, 5. Schimbare. Mare preot și credință în viața cuiva. Interesant, 4 și 1, 5. Mai interesant. Demonstrează dragostea. Demonstrează. 4, 5, 4, 1, 4, 8. Miracole și binecuvântări se vor manifesta. Și slow down. Aș spune că uneori dați-vă timp să visați. Slow down. Să ieșiți din Matrix, din labirint și să vă proiectați acolo în vortex. Știți conceptele astea? Mai ascultat și pe internet în cazul în care nu știți. Acolo sunt flăcările voastre, flacărea voastră geamănă, sunt gemeni. Ah, am zis bine, sunt un pic obosită. Știți voi, flacărea voastră geamănă, da, am zis bine. Hai mă, nu am atâta. Oh, cool, your emotions. Dacă sunteți, vă simțiți prea aprinși, așa mai calmați-o o leacă. Că se pare cu regele de bâte că... Ză, sicoasul de bâte să, dar calmați-vă un pic așa și treceți de insecurități. Mm-hmm. Da? Apropo de minte și de gemeni, faceți un pic de curățenie în mintea voastră, găsiți-vă echilibru ca să puteți să manifestați. Și deschideți-vă către schimbare. Ia uite, toxic. Fiți mândri de voi înșivă, detoxifiați-vă și cam atâta. Sper că v-a plăcut. Mai, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și vă pup numai bine. Ceau, ceau!